Hei, sunt Ștefana și urmăriți The Pretty Blossoms. Pentru că e posibil să primesc întrebarea asta, am zis să menționez de la început. Pe buze am un ruj pe care tocmai mi l-a adus Andrei, chiar acum o oră, de la Sephora. Este din gama lipstain-urilor și este nuanța 26. Iar acum să trecem la subiectul zilei. Am văzut nenumărate articole despre ce înseamnă să fii un beauty blogger sau ce este un beauty blogger, evident din perspectiva persoanelor care scriau acest lucru, dar nu am văzut niciodată să se vorbească despre ce nu este un beauty blogger. Ei bine, eu am adaptat puțin și am mers mai departe, așa că o să vorbim în principiu de vloggeri azi, dar aceste lucruri mi se pare că se aplică și în zona de blogging, deci cumva le acoperim pe toate. Evident, nu cred că este nevoie să menționez că ce urmează sunt părerile mele, dar cred că se aplică în cele mai multe dintre cazuri și evident vor fi și persoane care nu o să fie de acord cu chestia asta, e totul ok, dar așa văd eu lucrurile. Un beauty vlogger nu se supune standardelor de frumusețe, știe că există frumusețe în fiecare, știe că orice om are trăsături care scot frumusețea în evidență, așa că pun accentul pe acele lucruri. Tocmai de aceea nu o să vedeți doar beauty vloggeri tragi la indigo. Nu toți beauty vloggerii au buze pline sau subțiri, nu toți beauty vloggerii au păr lung sau scurt, sau drept sau creț, sau ochi oprui sau ochi albaștri, sau sunt slabi sau nu sunt slabi și așa mai departe. Pur și simplu, fiecare beauty vlogger este propriul său standard de frumusețe și noi ca beauty vloggeri asta ar trebui să încercăm să transmitem și celor care ne urmăresc, și anume faptul că nu trebuie să arăți ca altcineva ca să te iubești, ca să fii frumoasă. Și știu că multe dintre voi aveți tendința să comentați: vai, ce mi-aș dori să fiu ca tine, dar nu ar trebui să vă doriți asta. Trebuie să vă doriți să fiți cea mai bună versiunea voastră, iar noi ca beauty vlogger trebuie să încurajăm chestia asta. Nu vrem să arate toată lumea la fel, nu vrem să se macheze toată lumea sau să se macheze toată lumea la fel. Pur și simplu vrem să arătăm că frumusețea vine din mai multe lucruri, nu doar din machiaj, nu doar din trăsăturile faciale sau din forma corpului. Un alt lucru care mi se pare foarte important, un beauty vlogger nu este neapărat o fată. Știu că la noi încă nu este cazul, dar dacă urmăriți alți beauty vlogger din afară, știți foarte bine despre ce vorbesc, există și băieți care fac asta. Sunt băieți make-up artiști sau poate sunt băieți cu alte orientări sexuale sau pur și simplu sunt băieți oarecare pasionați de machiaj. Deși de multe ori pare așa, un beauty vlogger nu este neapărat o persoană feminină și girly. O să vă dau ca exemplu pe Major Look. Tipa este foarte, foarte badass, este foarte băiețoasă, are o voce foarte groasă, dar prima impresie pe care ți-o lasă nu este deloc asta. Pare foarte feminin, are niște trăsături foarte dulci și se machiază de obicei foarte girly. Dar asta nu înseamnă că dacă suntem pasionate de machiaj, neapărat suntem pasionate de tot ce conține sfera asta feminină. Dacă suntem pasionate de machiaj, nu înseamnă neapărat că nu ne plac și mașinile sau nu ne place muzica rock sau nu ne încălțăm în bocanci 3 zile din 7 și așa mai departe. Ceea ce vreau să spun este că beauty vloggerii sunt persoane complexe, la fel ca oricine altcineva. Așa că dacă le judecăm doar din prisma machiajului, o să avem impresia că sunt cineva ce probabil nu sunt. Înțelegeți ce vreau să spun? Un beauty vlogger nu se machiază neapărat în fiecare zi. Eu și multe alte prietene de ale mele vloggerițe nu ne machiem în fiecare zi. Ne machiem pentru evenimente, ne machiem când trebuie să filmăm un videoclip, dar de cele mai multe ori, când ajungem să ne întâlnim poate la cumpărături sau în alte situații, suntem nemachiate sau cu foarte puțin machiaj pe față. Faptul că suntem un beauty vlogger nu înseamnă neapărat că folosim zi de zi câte 20-30 de produse pe fața noastră. Iar faptul că sunt unii oameni care cumva pleacă de la premiza asta și deja aruncă niște judecăți, spune mai multe despre ei decât despre noi. E normal ca în fața camerei să arătăm tot timpul aranjate, e normal că atunci când punem o poză pe Instagram să vrem să arătăm cât mai bine, astfel că purtăm machiaj. Dar asta nu înseamnă că zi de zi purtăm machiaj. Și o să vă spun un secret, multe dintre noi facem mai multe poze într-o zi, dacă avem un machiaj drăguț, pe care le folosim de-a lungul săptămânii sau de-a lungul lunii sau poate chiar pe o perioadă mai mare de timp, și de asta poate aveți impresia că în fiecare zi noi purtăm machiaj, dar de fapt nu este chiar așa. Un beauty vlogger nu este o persoană superficială. Poate că sunt persoane superficiale care fac și beauty vlogging, dar asta nu definește beauty vloggerii. Doar pentru că ne place aspectul fizic, doar pentru că punem accentul pe asta, nu înseamnă că nu punem accent și pe alte lucruri. Și după cum bine vedeți, cel puțin în blogosfera de la noi și în vlogosferă, sunt foarte multe fete care se ocupă de machiaje și de cosmetice, care fac și review-uri la cărți, care fac și review-uri la filme și la seriale. Chestiile astea cultivă mintea. Și nu cred că poți judeca pe cineva care petrece, nu știu, 10-20% din timp folosind produse de machiaj și cosmetice, dar în restul timpului poartă discuții interesante, citește cărți, se uită la filme, se duce la teatru și așa mai departe. Lucrurile astea nu se elimină reciproc. Poți să fii un om care pune și preț pe aspect, dar care pune și preț pe minte. Și lucrul ăsta cred că e de reținut în viață în general.
Un beauty blogger nu este o persoană neapărat tânără. Poți să fii beauty blogger la orice vârstă, la fel cum nu ține nici de gen. Pentru că indiferent dacă am 25 sau 50 sau 70 de ani, tot o să vreau să mă îngrijesc, tot o să folosesc o anumită cremă sau un anumit parfum care îmi place și o să vreau să împărtășesc asta cu oamenii care mă urmăresc. Așadar, nu cred că vârsta ar trebui să limiteze beauty vloggerii. Și cam aici mă opresc eu. Astea sunt lucrurile pe care eu le-am identificat și care mie mi se par interesante de dat mai departe, în caz că lumea nu înțelege exact ce este un beauty vlogger sau ce face un beauty vlogger sau ce ar trebui să fie un beauty vlogger. Deși ar trebui să fie ăsta, puțin mă deranjează. Adică n-ar trebui să fii nimic. Tu singur te definești și ești cum vrei. Dar sunt curioasă și cum vedeți voi lucrurile. Și așa că vă invit să scrieți aici în comentarii din perspectiva voastră, ce nu este un beauty blogger sau ce este un beauty blogger? Las totul la latitudinea voastră. Pur și simplu, spuneți-mi cum vedeți voi beauty vlogging-ul / beauty blogging-ul în comunitatea din România, cel puțin. Sper că v-a plăcut acest clip și nu uitați să dați thumbs up. Iar dacă e cineva care poate a avut emoții până acum să se apuce de vlogging, din diverse motive, dați acest clip și sper să-l încurajeze. Până data viitoare, eu vă pup și vă urez o zi minunată! Pa!